Legea patrimoniului mobil și legile ce reglementează acest domeniu au fost puse în discuție la un forum organizat la Chișinău. Au participat artiști, experți, diplomați și oficiali, iar evenimentul a fost și o rampă de lansare a Serviciului Național ce se va ocupa de acest domeniu. La forum au participat inclusiv creatori și deținători unor astfel de obiecte considerate de patrimoniu. La eveniment a fost lansat oficial Serviciul Național de Evidență și Circulație a Bunurilor Culturale Mobile. Războiul din Ucraina a scos la iveală anumite situații sau anumiți factori de risc cu care s-au confruntat deținătorii și gestionarii de bunuri culturale mobile din țara vecină. Care ar fi acestea? Evidența și digitizarea sporadică a bunurilor culturale mobile, tergiversarea tezaurizării acestor bunuri, lipsa bazelor de date informaționale și lipsa interoperabilității dintre aceste baze. Specialiștii susțin crearea unui mecanism de intervenție rapidă care să protejeze patrimoniul mobil în situații excepționale, cum ar fi un conflict armat. Am semnat 6 convenții în diferite domenii, legate de cultură, începând cu bunurile culturale mobile, imobile, tangibile, intangibile, submarine, industriile creative și culturale, precum și muzeile și instituțiile culturale. Este foarte important să ne asigurăm ca toate țările să ratifice toate convențiile. Forumul reprezintă o continuitate logică a modificărilor operate în cadrul legislativ național privind evidența și circulația bunurilor culturale. Serviciul de evidență și circulația bunurilor culturale mobile a semnat un acord de consolidare a relațiilor cu Serviciul Vamal, dar și unul cu Universitatea de Stat pentru a organiza un program de formare continuă post-master în domeniul patrimoniului cultural mobil. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul UNESCO și al USAID. Ca nu